Irina este una dintre zecile de mii de ucrainence care au fost nevoite să renunțe la toată agoniseala pentru a se salva din calea războiului. Imediat după izbucnirea conflictului, și-a luat cei doi copii și împreună cu o prietenă au trecut granița în România. Ea mărturisește că a trăit clipe de coșmar atunci când a auzit exploziile și se gândește acum cu teamă pentru viețile celor care au rămas în Ucraina să lupte. Nu, mi-am venit din Ucraina, din Bilohorod, care se află lângă Kiev. Чоловіки наші залишилися там, а ми ось з діточками приїхали до вас на море, подихати повітрям та набратися сили повернутися знов додому, як з'явиться можливість. În România a găsit sprijin, însă acum va pleca într-o tabără de refugiați unde speră să reîntâlnească prieteni sau apropiați, pentru că cel puțin așa, spune ea, va simți că nu este străină. На одну ніч ми залишилися тут в отелі, будемо прямувати далі до табору беженців Святий Влас. От там ми зупинимося. Chiar dacă este greu de preconizat când se va termina războiul, Irina visează la ziua când va pune din nou capul pe perna ei de acasă.